Emisiunea Reghin Exclusiv își propune să aducă pe micile ecrane oameni interesanți, oameni care fac lucruri deosebite, care au ceva de spus, oameni care contează pentru noi reghinenii. Ei bine, cred că domnul Dorin Claudiu Mureșan are lucruri foarte interesante să ne spună, pornind de la pasiunea aceasta de a participa la concursuri de maraton. Și a fost unul chiar recent, aș vrea să pornim de la acesta, maratonul la care ați participat la Râmnicul Vâlcea. Da, maratonul Olteniei se numește, nu știu de ce au pus această denumire, datorită faptului bănuiesc, pentru că au două probe de bicicletă și una este foarte lungă, de 51 de kilometri, și bănuiesc că de aia au pus nume maratonul Olteniei, nu mi-am dat seama, eu am crezut că au cam specificat pe Facebook că aceeași pălărie cu de același narav, dar au spus că asta este prima ediție de alergare și au făcut două probe, una de 10 kilometri și una de 21 de kilometri. Eu niciodată nu mă duc la proba scurtă, mă duc la care e cea mai lungă, dacă va fi, bine, cea mai lungă pentru mine să fie până 70 de kilometri, de acolo încolo, nu mai am lanț, nu mai am benzină ca să pot să alerg. Dar am mers, din Reghin am fost, din Reghin am fost doi și din, de la Gurghiu au fost vreo 4 persoane. Au fost. La ce categorie ați participat? Eu am fost la categoria 40-49. Am terminat pe locul 2, 2-0-1-46, am să zicem că am reușit. Nu-i vorbim chiar de un traseu de, pe lungimea de? 21 de kilometri cu diferență de nivel de 1000 de metri. Deci maratoanele montane sunt mult mai grele, sau semi-maratoanele montane sunt mult mai grele ca cele de șosea. Acolo este alt echipament, alt stil de antrenament, alt stil de alergare și așa mai departe. Nu e ca la șosea, că te apuci, alergi și nu te mai oprești, că n-ai unde, că nu urci și cobori. Pe când aici, câteodată s-ar putea să mai mergi și la pas. A mai fost un maraton vara aceasta la care ați participat? Da, am fost la... Îmi pare rău că am mai fost la o emisiune tot la noastră și am spus că vreau să merg la un super maraton de 116 km, dar din 115 km, mă scuzați. Dar din păcate, organizatorii au schimbat data concursului de 3 ori. Și am fost nevoit să mă duc, m-am vrut să merg la acel concurs, fiindcă era foarte aproape de Reghin, 184 de km. Și era în acea zi un alt concurs, duminica, dar era la 380 de km. Și am zis, bă, 380 de km, cam mult de mers. Nu, ei au mutat data concursului de 3 ori, nu am mai putut să merg la acel concurs și atunci am fost nevoit să fac 380 de kilometri și am mers la Herculane, pe Valea Cernei, o probă de 45 de kilometri cu diferență de nivel de vreo 2400 de metri, un maraton destul de greu. Ce înseamnă această diferență de nivel pentru necunoscători? Diferența de nivel este, știți că diferența de nivel se ia de la nivelul mării. Deci diferența la cât ești de sus față de mare. Deci asta este diferența de nivel. Deci la 2300 de metri înseamnă că ești la 2 km 300 față de mare, unde este marea. Iar asta dificultatea este... crește odată? Dificultatea crește cu cât este mai mare diferența. Dacă este 3300, care este o a doua probă la 7500 sau la 7500, care urci vârful omul de 3 ori, 7500 de metri, adică 2500 de metri, adun de 3 ori și aia vin 7500 de metri. Și așa este acest concurs. O organizare foarte bună, cu energizante, cu fructe, cu... N-aveai cum să te pierzi, era foarte bine marcat. Au fost vreo 80 și ceva de persoane, dintre care la semi-maraton am fost vreo în jur între 30 și 40 de persoane am fost, pentru că a fost prima ediție și nu prea au știut. Mi se pare că a fost și în alt loc o altă competiție de sâmbătă. Sâmbătă a fost și bănuiesc că n-au știut lumea și au mers la acea competiție că a fost mai de anvergură. Și atunci noi nu alergăm sâmbătă, am mers duminica acolo și am alergat la maratonul Olteniei. Mi s-a spus că s-ar putea ca anul viitor să se facă maraton. Am mai fost în 2 iunie sau în 1 iunie, nu mai știu exact cum a căzut duminica. Acolo iar așa am fost, a fost 10 km, acolo am luat iarăși locul 2. Da, asta e. Am fost la acel maraton, am luat locul 4. După aceea mi-am dus la Cheile Turzii în 30 iunie. Iarăși am luat locul 4 cu o gleznă umflată, am alergat vreo 16 km. Acolo am fost vinovat, nu m-am prea antrenat. Am ales o tactică de alergare greșită. De ce? Cum? Păi era o cărare
pe un vârf de munte unde era nimeni nu dacă spui cumva nu te crede că pe vârful muntelui poate să fie o cărare așa șerpuitoare, foarte șerpuitoare, dar numai printre bolovani și niște bolovani ascustiți. Deci nu cărare ca să zici că mă, te duci prin pădure ca pe o cărare. Și acolo ai două șanse. Ori te duci cu pas foarte mare, dați rupi picioarele, ai șansa să-ți rupi piciorul, dar dacă ai scăpat de acolo acei 250 de metri, pe ceilalți ieși în spate. Sau te duci mai încet, dar ești sigur, nu-ți rupi picioarele. Și am ales varianta cea mai sensibilă. Din păcate, mi-am luxat piciorul, m-am dus, am reușit numai locul 8 la general și am luat locul 2 la locul 4 la grupa de vârstă 40-49 de ani, datorită faptului că s-au câștigat primele 3 locuri tot de la grupa noastră de vârstă 40-49 de ani. Asta e, ce să facem? Ați ținut socoteala la câte asemenea competiții ați participat? Da, dar nu, momentan nu le-am în cap, pentru că le-am scrise pe un catalog, pe o agendă. Acea agendă o scriu cu pixul albastru antrenamentele, concursurile le scriu cu roșu, iar la finalul anului scriu atâția kilometri alergați în total, dintre care atâția în concursuri. Anul trecut a fost mai puține, anul ăsta mai puțin kilometri, anul ăsta au fost, bănuiesc că o să fie mult mai mulți, pentru că... Aproximativ cât? Păi acum 2 ani a fost în jur de 1500 de kilometri, anul trecut au fost vreo 800, anul ăsta eu sper, dacă aș putea să ajung și la acel concurs din Franța la 58 de kilometri, ar fi foarte bine, dar asta necesită când niște eforturi. Când va fi acest concurs? În 23 noiembrie. Dar acolo necesită niște, cu cât aș avea banii să cumpăr mai repede de biletul de dus și întors, cu atât e mai ieftin, cu cât lăs timpul să treacă, va fi mai scump. Dar pentru mine ăla e targetul, ca să pot să merg la acel concurs în Franța de 58 de kilometri. De ce tocmai acest concurs? Pentru că n-a fost niciodată, am fost la un concurs de anvergură foarte lung, dar nu a fost niciodată în exterior, în afară. Și din punctul meu de vedere, eu zic că cam atâta e limitele mele. Astea sunt limitele mele. Acum, unde mă voi situa, nu știu. Dar mi-aș dori să merg acum. Nu știu dacă voi găsi acea sursă financiară de mers, pentru că sunt undeva la vreo 250 de euro acum, cam cu tot, dusul și întorsul, plus ăsta, cum îi zice, mâncare și cazare. Eu sunt obligat să mă duc de joia sau vinerea ca să nu mă prindă sâmbăta pe drum. Și atunci trebuie să nevoi să rămân într-o zi de pauză. Nu poți să ajungi în ziua concursului acolo, pentru că se dă drumul la ora 6 dimineața. N-ai cu ce. Eventual, mă, dacă tata ar fi miliardar și mi-ar pune elicopter la asta să mă duc acolo direct. Dar tot n-ar fi corect, că ești obosit. Clima, temperaturile nu contează, nu influențează rezultatul unui maraton? Depinde. Eu sunt învățat pe oricare timp. Sunt un alergător care bea foarte multă apă, dar în schimb mie îmi place să alerg pe ploaie. Multora nu le place să alerge pe ploaie, pe teren de ăsta, să numai ochii să sclipească din cap, datorită faptului că ei sunt învățați să nu se murdărească. Mai ales cei de la șosea, e gata. Dar sunt mulți care aleargă, nu țin cont, depinde și de trebuie să ai echipamentul adecvat. Dacă nu ai echipamentul adecvat, cel puțin Adidas și exact acum ai jucat, să zicem, tenis de masă și ăla are o paletă și tu joci cu tenis de masă cu maiul lui mătușa de acasă, lui Buna, care băteai hainele. Păi nu e același lucru. Așa de și unde Adidas e această pasiune pentru competițiile de maraton? Când am a jucat fost prima? Acum 5 ani. Cum jucat fotbal și mă dureau inghinalii și acest prieten de-a meu de la Grigore, de la Gurghiu, m-a dus la un cross și de acolo a început totul. Da. Bine, eu alergasem și înainte, dar așa, pentru mine, personal, deci nu asta. Dar de acolo am început să mă duc la concursuri și am făcut o mare prostie, că n-am știut că nu-i voie, m-am antrenat vreo 3 luni de zile, din 2 în 2 zile am alergat câte 36 de kilometri și n-am știut că nu-i voie să alergi din 2 în 2 zile pe asfalt. Și au început să mă doară genunchii, șoldurile și mi s-a spus neoficial să te bucur că mai poți să alergi sau să te bucur că ești în picioare. Mă întreba, poți să alergi? Da. Ia să dea-o de la șosea. Am mai fost la vreo 3 sau 4 concursuri și pe aceea
am spus că șosea nu mai este pentru mine. Și dacă mă duc la șosea, am să merg așa, cum să zic, să zic că nu m-am dus, dar în scop caritabil. Deci să alerg pentru cineva, da. Dar așa, ca să mă duc să concurez, nu. Nu, pentru că nu am viteză. Eu nu pot să, nu am viteză. Eu sunt totdeauna, știu că pot să alerg mult, dar nu pe viteză. Nu sunt vitezist. Sunt om de rezistență, de care să pot să ducă mulți kilometri. Și atunci ce alternativă rămâne? Maratonul montan? Da, maratonul montan încă nu este probă olimpică. Din auzite s-ar putea să fie și probă olimpică, să fie pusă probă olimpică, pentru că sunt aceleași condiții ca la maratonul de șosea. Doar că este la munte. Atâta tot doar. Aceleași cum se zice, condiții de a juca, cum ar fi regulile jocului, aceleași reguli sunt. Doar că atâta tot este schimbat relieful. Deci ai, nu alegi pe șosea, că alegi pe urci, cobori și mai departe. În ce măsură e nevoie de un antrenor, de un instructor, îndrumător în acest sport? Eu nu am avut antrenor lângă mine. Am avut un coleg, deodată cu tatăl meu, foarte bun alergător, și am ținut foarte mult legătura cu el. Sportivii nu spun niciodată ce fac. Deci, trebuie să recunosc că nu-ți spune nimeni. Îți spune așa cum se spune, în mare, la modul general. Acum ar veni unul la v-ați duce să vă luați haine, cum? Da, sunt bune. Dar pe tine nu te interesează. Fiecare are secretele lui pe care le secretele păstrează. Secretele lui sunt felul următor. Eu cu tine și cu tine ne știm de ani de zile. Și noi putem să vorbim. Mă, tu ce iei? Eu iau aia, tu ce iei? Eu iau aia. Dar noi trei vorbim numai noi trei. Nu se audă și aia. Acolo trebuie să nu pui întrebări în curbă. Că, să nu mergi să întrebi, bă, dar tu ce iei? Că nu-ți va spune nimeni nimic. Trebuie să stai cu ei de vorbă, da, nu știu ce, și să te duci de lângă ei, dar în așa fel să mergi, să-i auzi ce vorbește, tu să vorbești cu altul, dar în schimb să stai cu urechea la ăla, să-l asculti pe ăla ce zice. Mă, eu iau aia. Bine, aici necesită un ceas de alergare, costă 2000 de lei. Deci echipamentul este foarte scump, dar acel ceas de alergare este foarte bun, pentru că știi când trebuie să iei gelurile, știi cu cât alergi pe kilometru, știi câți kilometri ai alergat, știi câte bătăi ai pe minut de la inimă, câte calorii ai consumat și așa mai departe. Deci ceasul ăla spune totul. Este ca un calculator. În timpul competițiilor există fair play? E mai mare fair play-ul ca la șosea. Datorită faptului este fair play-ul că acolo oricare cade, dacă ai căzut jos sau dacă, de exemplu, numai ți s-au desfăcut și returile și te-ai plecat și în spatele tău vin 10, tot 10 se oprește. Te întreabă dacă poți să te ajute cu ceva. Dar el, între timp, dacă apucă și strigă mai tare, duceți-vă că numai n-am pățit nimica, atunci da. Dar dacă el spune că are nevoie, toți se opresc. Pentru că gândesc în felul următor, ceilalți 10. Eu dacă nu-i dau lui acum ajutorul, peste 2 minute s-ar putea să fiu eu în locul lui sau s-ar putea să fi fost eu în locul lui și nu mi-ar fi convenit să treacă ăștia pe lângă mine cum trece Intercity prin haltă. Că nu e ca la șosea. La șosea te-ai oprit, te vine salvare, te ia și te duce. Acolo nu vine salvarea. Acolo trebuie să vină orice de la salvamont, organizatorii, și nu aș dori la nimeni să vii cu piciorul în gips vreo 3 km așa într-un picior, așa, să sari ca și canguru. Nu e ușor. Ce zic prietenii dumneavoastră despre ceea ce faceți, această pasiune, preocupare, activitate? O să fiți nebun. Deci toți prietenii spun, bă, ești nebun. Mai ales când le spui, ce, ai fost la concurs, da, și ai câștigat, toți întreabă, ai câștigat? Da, zic, ce, sănătate. Păi mai bine stau acasă. Bun, stai acasă. Dar dacă îi mai spui că încă și trebuie să plătești, ce, ești nebun, mergi să plătești ca să și alergi. Da, mergi să plătești, să alergi. Și i-am spus, auzi, dar tu ce preferi în schimb? Să dai 350 de lei pe lună și să-ți iei țigări sau să dai 350 de lei să-i bagi la concurs. A, păi mai bine, cumpăr țigări. Bine, cumpăr țigări. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Șoane pentru că m-a ajutat de fiecare dată când am mers la dânsul. Sper să mă ajute și în continuare, în limitele posibilităților, că fiecare așa. Vă mulțumim tare mult că ne-ați împărtășit din această pasiune. Și să aveți parte de mult succes în continuare. Mulțumesc!